Taur, să vedem ce ne aduce luna septembrie pentru zodia Taur. Septembrie 2024 aduce pentru Taur un accent pe stabilitate și progres în carieră. Vei avea ocazia să consolidezi proiectele în care ai investit timp și efort. Este un moment bun pentru a-ți revizui obiectivele și pentru a face ajustările necesare pentru a-ți asigura succesul pe termen lung. În plan financiar, vei avea oportunități de a face investiții inteligente. Este important să analizezi cu atenție fiecare oportunitate și să te consulți cu specialiști dacă este nevoie. Fii prudent și evită riscurile financiare mari, concentrându-te pe securitatea și creșterea resurselor tale. Relațiile personale vor fi caracterizate de o dorință de aprofundare și de consolidare a legăturilor. Vei simți nevoia de să te conectezi la un nivel profund cu cei din jurul tău. Fie că este vorba de familie, prieteni sau partenerul de viață, comunicarea sinceră și empatică va juca un rol esențial. În viața amoroasă, septembrie poate aduce momente de claritate și stabilitate. Dacă ești într-o relație, vei dori să faci pași pentru a întări angajamentele dintre voi. Pentru cei singuri, poate apărea sau stârni interesul pentru o relație serioasă. Luna aceasta îți oferă ocazia de a te concentra pe dezvoltare personală. Taurii vor simți nevoia de stabilitate emoțională și de ordine în viața lor. Sănătatea ta va beneficia de menținerea unei rutine echilibrate. Este important să îți aloci timp pentru odihnă, relaxare, pentru a preveni supra-solicitarea. Atenție mare la supra-solicitările din viața ta. Alimentația echilibrată și exercițiile fizice regulate vor contribui la menținerea stării tale de sănătate. Deci, atenție, ce trebuie să faci pentru buna ta sănătate? Deci, septembrie, lună de stabilitate, progres, consolidarea proiectelor, relații personale, benefice, conexiuni, comunicare deschisă, emoție și tot ce este bun. Cu abordare atentă și conștientă, această lună poate aduce rezultate durabile și o satisfacție pe termen lung.